Este o afecțiune neurodegenerativă, consistă principala afecțiune invalidantă a adultului tânăr, o patologie inflamatorie mediată autoimun. Ce înseamnă asta? Că sistemul imunitar, în loc să ne protejeze de bacterii sau alte elemente dăunătoare organismului, începe să atace sistemul nervos. Okay. Este o boală însă în care componenta imunitară este dată peste cap. Sistemul imunitar este activat de ceva anume. Deci nu știm există exact. Un factor. Există un factor trigger. Ok. Pentru că boala este genul de patologie în care susceptibilitatea genetică se întâlnește cu factorul trigger. Trebuie să ai o predispoziție pentru patologie, te naști ca un pistol încărcat, putem presupune, dar la un moment dat ceva apasă pe trăgaci. Iar aici teoriile sunt multiple. În momentul în care ceva apasă pe trăgaci, sistemul imunitar devine aberant, o ia razna și în momentul acela are de suferit sistemul nervos central. Teaca de mielină a acestuia, producându-se o întrerupere practic între semnalul produs de creier și informația care ajunge în periferie. Este boala cu 1000 de fețe sau marele mim din medicină, pentru că poate să mimeze absolut orice patologie neurologică. Okay. Sigur că sunt câteva criterii care te pot orienta din punctul acesta de vedere și trebuie să înțelegem puțin boala ca mod de manifestare și ca evoluție. Este o boală care evoluează în pusee. Ce înseamnă asta? Că apare și dispare, urmând să revină la un moment dat pe parcursul vieții. Acum trebuie să pauzele diferă. Sunt aleatorii, sunt random, nu sunt standard de la caz la caz. Ok, pot să fie la nivelul anilor? Și la nivelul anilor, okay. Mai rar, dar pot exista astfel de situații. Însă când mă refer la puseu și e bine să definim ce înseamnă puseu, trebuie să înțelegem că puseul reprezintă practic orice manifestare neurologică încadrabilă în spectrul simptomatic de scleroză multiplă cu o durată de minim 24 de ore în absența febrei. Adică dacă mi-a amorțit un deget sau am o problemă care durează 10 secunde, o oră, nu e puseu de scleroză multiplă. Ferească Dumnezeu. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie cumva să fim și în categoria de vârstă, aspect care din nou ne orientează. Dacă mă aflu undeva între 20 și 40 de ani, ceea ce reprezintă intervalul de apariție al patologiei, atunci din nou sunt semne care ar putea să mă îndrume către medic pentru stabilirea unui diagnostic. Dar simptomatologia nu reprezintă totul, pentru că sunt multe alte aspecte, boli demielinizante sau alte afecțiuni neurologice, care pot îndeplini aparent criteriile simptomatice pe care le are și scleroza multiplă. Okay. Foarte important, pentru că inițierea tratamentului devine cheia. Cu cât inițiem mai repede tratamentul, cu atât evoluția bolii de-a lungul timpului va fi mai bună. Prognosticul este mult mai bun pentru pacient. Scade numărul de recăderi, scade modul de desfășurare al afecțiunii, dăm calitate și ani vieții pe care pacientul o are.